Cătălin Muțescu, și el portar în prima ligă din România, a apărat pentru Astra. Muțescu și contra, aleg oamenii care să bată penaltiurile în această seară. Mutu a marcat multe goluri din penaltiuri, a marcat și din scăriță, a ratat și un penalti important, dacă ne aducem aminte, la Euro 2008, împotriva Italiei. Mutu la Dinamo, jucător în sezonul în care Dinamo și Universitatea Craiova s-au întâlnit în finala Cupei României. Sigur, în momentul desfășurării finalei, Mutu deja plecase la Internaționale Milano, dar în acel sezon el a fost la Dinamo, prima jumătate a sezonului. Să vedem ce poartă va alege Hațegan, poarta la care se află suporterii Craiovei sau cea la care se află suporterii lui Dinamo. Și spectatorii se încălzesc pentru acest moment tensionat, momentul în care vom afla echipa calificată în semifinalele Cupei României. În sezonul trecut, ambele formații au fost învinse în Cupa României după lovituri de departajare. Cum spuneam, Dinamo a ajuns până în finală. Deci nici aici nu putem face o diferență între ele. Într-adevăr, Dinamo a pierdut acea finală, cum spuneam, în fața celor de la CFR Cluj la loviturile de departajare. Ei bine, și Craiova a fost eliminată în sezonul trecut al Cupei României la loviturile de departajare, însă mult mai devreme, în faza 16-milor, la Bacău. Contra a pierdut două finale de Copa del Rey ca jucător al lui Getafe în 2 ani consecutivi. De asemenea, a pierdut o finală de Cupa UEFA dramatic pe când era la Deportivo Alaves în 2001 în fața celor de la FC Liverpool. Și are un singur trofeu câștigat în cariera sa de jucător și antrenor, acea cupă câștigată de Petrolul în fața CFR-ului. Se trage la sorți înainte acestor lovituri de departajare. Pentru a treia oară, pentru o tragere la sorți, capitanii celor două formații, Ivan și Filip, în acest meci. Au avut și un clinch cei doi în această partidă. Se va bate la peluza la care se află suporterii din Aoviș, dacă nu mă înșel. La cealaltă peluză se află fanii Craiovei. Să vedem dacă s-a decis lucrul acesta. Aceasta a fost impresia mea, dar se mai dă o dată cu Banu. Banu, un termen foarte popular aici în Oltenia. Da, și așa cum spuneam, se vor executa penalturile la poarta de care sunt apropiați suporterii lui Dinamo pe care îi avem în această imagine. Sigur că fanii Craiovei pot acoperi fondul sonor de stadion și în aceste condiții. Hanca a restat balonul și se pare că el o să bată prima lovitură de la 11 metri. Hanca a marcat aici la drobeta Turnu Severin pentru Dinamo împotriva Craiovei în acest sezon, în acel meci care a fost câștigat totuși de Craiova cu 2-1. Îl vedem pe Ivan, care mai are ceva să-i spună lui Calancea, și asta pentru că Ivan a fost cu echipela națională aici la meciul cu Danemarca, cu Hanca. Hanca a bătut penaltiuri, am văzut un concurs pe care l-a avut Budescu, l-a bătut pe Budescu la penaltiuri și probabil că Ivan a remarcat ceva atunci și a vrut să-i transmită lui într-un cor de frânături. Hanca a pregătit să bată primul penalti al acestei partide. Hanca față în față cu Calancea, meci extraordinar făcut de portarul moldovean în fața lui Dinamo în această seară. Să vedem cum se va descurca portarul Craiovei la penaltiuri. Hanca foarte concentrat, se uită doar la minge. Hanca bate bine, s-a dus Calancea pe minge, însă Hanca a bătut foarte bine și Dinamo are 1-0. Na, Calancea n-a fost departe de minge, dar Dinamo, iată, conduce.
Și iese rândul Craiovei să își înceapă executările. Îl vedem mai întâi pe Gustavo. Fotbalist foarte tehnic, brazilianul Gustavo. Gustavo, cum spuneam, a marcat în acest sezon pentru Craiova, împotriva lui Dinamo. Să vedem dacă va izbuti din nou. Cerniauskas este pe linia porții pentru Dinamo. Gustavo se îndreaptă spre această minge, șutul brazilianului și este egalitate. A bătut exact în plasa laterală Gustavo, un șut perfect, foarte greu de apărat pentru un portar, chiar dacă pleacă înainte pe colț. Foarte îndrăzneț, contra îl desemnează pe Patrick Petre pentru a doua execuție. Mizează pe fotbaliștii care știu cu mingea, pe fotbaliștii tehnici, Cosmin Contra. Cel puțin asta reiese din primii doi executanți. Hanca știe și el cu mingea. Mutu, iată cum strânge din dinți la lovitura lui Patrick Petre. Are emoții mari. Petre dă pe lângă! Ratare! Tribunele se ridică la această ratare a lui Patrick Petre. Parcă a simțit Mutu că Patrick Petre o să rateze. Am văzut cum a strâns din dinți. Parcă îi spunea lui Contra, de ce l-ai pus să bată? Cât de greu este în acest moment lui Patrick Petre după controversa apărută în urma evenimentelor de la Naționala de Tineret. Acum Patrick Petre ratează un penalti extrem de important. Speră că va fi salvat de coechipieri în continuare. Următorul executant al Craiovei este Briceac. Briceac a marcat împotriva lui Dinamo în acest sezon. Șuta lui Briceac și Craiova conduce în acest moment după două penaltiuri executate de fiecare echipă. Execuție foarte bună a lui Briceac. Doi stângaci bat pentru Craiova. Primele două lovituri de la 11 metri și amândoi marchează. Amândoi au dat pe același colț. Cerniauskas s-a dus de fiecare dată acolo, însă n-a reușit să intervină la niciuna dintre ele. Busulazic este pregătit să bată pentru Dinamo. Nu chiar cei mai tehnici. Busulazic, ce bine bate! Perfectă execuția lui Busulazic. Și Dinamo egalează din nou. Craiova însă are avantajul după ratarea lui Patrick Petre. Iată ce frumos a bătut Busulazic. Câtă siguranță în această lovitură perfectă a dinamovistului. Va bate Pancu pentru Craiova. Pancu a ratat în situație de singur cu Cerniauskas. A cerut un penalti și l-a primit acum. Da? Să vedem Pancu ce reușește în acest moment. Șutul lui Pancu și Craiova are toate cele trei penalturi transformate în acest moment. Balaci trăiește de partea Craiovei această dispută ca în vremurile Craiovei Maxima. În continuare, Craiova are avantajul unui gol după trei penalturi executate de fiecare dintre cele două formații. Nistor urmează pentru Dinamo. N-are voie să rateze Nistor. Nistor față în față cu Calacea. Nistor! S-au bătut foarte bine penaltiurile, cu excepția lui Patrick Petre. Toți jucătorii au tras aproape perfect. Iată și execuția lui Nistor, plasa laterală la semi-înălțime, acolo unde portarul n-are nicio șansă. Și iată-l pe tânărul de 17 ani, Screciu, îndreptându-se spre minge. Într-un moment atât de tensionat, am văzut un alt tânăr, Patrick Petre, cedând presiunii, șutând pe lângă poartă mai devreme. Să vedem ce va reuși adolescentul de 17 ani, Screciu. Are curaj Gigi Mulțescu, așa cum a tot arătat pe parcursul acestui meci. Screciu șutează, Screciu și apără Cerniauskas! Apără Cerniauskas, Screciu și Petre cedează. Cei mai tineri jucători ratează în aceste momente importante. Iată, Screciu a făcut un meci foarte bun, la fel și Patrick Petre, însă la penaltiuri parcă și-au pierdut concentrarea cei doi. A bătut slab Screciu. Urmează. N-a avut mai probleme să apere Cerniauskas. Este Steliano Filip. Ultima serie de lovituri. Aici se poate decide câștigătoarea. Sigur, dacă ambele formații marchează sau ratează ambele, vom continua.
contra nu se uită, parcă era cu capul în jos la execuția lui Steliano. Filip bate bine, Filip, și Dinamo un avantaj. Oltenii obligat să înscrie ca să nu se termine meciul. Într-adevăr, dacă jucătorul Craiovei care urmează să execute va rata, Dinamo merge în semifinalele Cupei României. Vedem bucuria reținută a lui Adi Mutu la această execuție sigură a capitanului Steliano Filip și incredibilul Calancia. Continuă aici la turnul Severin. Calancia bate ultimul penalti pentru Craiova. Calancia se dreaptă spre minge. Calancia! Gol! Fantastic marcat de portarul Craiovei! Pe cine tot cum a putut să bată? Pe cine a ales Mulțescu să bată ultimul penalti? Dacă nu rata Screciu, Craiova putea fi în semifinale cu această execuție. O mulțime de decizii nebunești luate de Gigi Mulțescu pe parcursul acestei dispute minunate. Și dramatismul continuă între Craiova și Dinamo. Este Popa. Popa față în față cu Calancia. Popa trage sigur. Calancia nu prea a ghicit colțurile la execuțiile dinamoviștilor, dar a bătut atât de bine când a trebuit să șuteze el. Un nou moment foarte important. Kelici, Renato Kelici se îndreaptă spre această minge. Fundașul central croat este condamnat să transforme, altfel Craiova este eliminată de marele dușman Dinamo din sferturile Cupei României. Craiova condamnată de fiecare dată dacă dinamoviștii nu ratează. Renato Kelici pregătit să execute, se aude fluierul. Renato Kelici, un pic ezitant, Renato Kelici se transformă. A avut așa niște pași a la Simone Zaza, ne aducem aminte de momentul faimos al penaltului lui Zaza de la Euro, ratat atunci, însă Kelici transformă și avem egalitate în continuare. Câte patru penalti... Danu Spătaru este următorul pentru Dinamo. Câte patru penaltiuri transformate de cele două formații și câte un penalti ratat. Moldovenii între ei. Danu Spătaru față în față cu Calancia. Danu Spătaru trage peste și Craiova are șansa să meargă în semifinale dacă următorul jucător desemnat de Gigi Mulțescu va reuși să înscrie. Da, Calancia și acesta... n-a apărat niciun penalti. Dinamoviștii au fost cei care au ratat. Mai întâi Patrick Petre a tras pe lângă. Acum Danu Spătaru este cel care a trimis peste. Și Ivan este cel care va bate acest penalti, posibil decisiv. Ivan a ratat o lovitură de la 11 metri în acest an într-un meci cu Dinamo. Ivan a fost singurul jucător al Craiovei care a ratat la penalturi, la eliminarea de anul trecut. Să se răzbune acum. Da, spuneam, Ivan este singurul jucător al Craiovei care la eliminarea de la Bacău de anul trecut a ratat de la 11 metri. Ei bine, Ivan, autorul unor ratări de la 11 metri în momente foarte importante și în sezonul trecut și în acest sezon, bate acest penalti care o poate duce pe CSU Craiova în premieră în semifinalele Cupei României. Ivan față în față cu Cernia Uscas. Ivan se deaptă. Ivan, gol! Calificarea Craiovei în inferioritate numerică. Senzațional ce reușește Craiova, jucând 10 minute în inferioritate numerică. Craiova își elimină marele dușman Dinamo din sferturile Cupei României. Și iată că se repetă povestea de aseară, când Timișoara la fel a rezistat 70 de minute în fața CFR-ului și a reușit să se califice mai departe la penaltiuri după 70 de minute cu un om în minus. Craiova la fel, fără Băluță, reușește să o elimine pe Dinamo la penaltiuri, iar capitanul Ivan transformă penaltiul decisiv pentru Olteni. Această echipă a Craiovei reușește să răzbune insuccesele pe care Craiova în trecut le-a trăit în fața lui Dinamo. Spuneam, în urmă cu 7 ani, tot în această fază a sferturilor, Dinamo o elimina atunci pe Universitatea la loviturile de departajare. În 2000 Dinamo o bătea pe Universitatea Craiova în finala Cupei României. Ei bine, acum Craiova, jucând în inferioritate numerică atât de mult timp, nereușind să-l convingă pe Ovidiu Hațegan în multe momente cheie ale meciului să ia decizii în favoarea sa.